Bine ați revenit la Doza de Net! Pentru astăzi v-am pregătit o serie numită Paradisul Durerii. Hai să vedem despre ce e vorba. Să te dai cu placa pe nisip, nu pare chiar atât de dureros până la urmă, dar a părut la urmă chiar dureros. Prietena noastră s-a cam îmbătat, hopța, hopța, și s-a dus. Hai cu basketul, hai! Ce-a fost aia? Mamă, cred că prietenul nostru ar fi preferat să piardă punctul la 100%. Parcă nu pare. Meci de fotbal liniștit. Mamă, ce-a luat-o și asta. Dar de ce se preface că nu s-a întâmplat nimic, nu înțeleg? O nuntă, îmi place. Tot se întâmplă, o să zic că nu. O să zic că nu. Ce-a fost asta? Mamă, ăsta cu siguranță a fost amantul. Cu siguranță a fost amantul și a leșinat când a auzit că aia a spus da. Așa e, nu? Mamă, șase cazi? A iubit-o mult pe mireasă. Păcat, vă zătea bine împreună. Un lift și un backflip, pardon, în lift. De ce face chestia asta? S-au împreunat genunchii cu fruntea lui. Asta a părut dureros. De fapt, chiar e dureroasă. Nici n-aș vrea să experimentez de fapt așa ceva. Și l-avem pe Dorel al nostru, care după câteva sticle de vodcă face pe... Ce-a vrut să facă? Așa, sare gardul. Gimnast, băiatul nostru. Dar nu se lasă. Alcoolul ambiționează pe prietenul nostru. Hai să vedem ce o să facă. Hai, Dorel, hai! Și-a reușit, Dorel, doamnelor și domnilor, vă vine să credeți ambiția. Ce gimnastică, dar uitați-vă la el. Ambiția întruchipată. Idolul meu de azi dinainte e Dorel. Și-a rupt mâinile, dar scopul scuză mijloacele. Ok, nuntă, lift și acum orchestră. Sunt curios. Hai să vedem. Dar cu ce fel de băiat un bas, în tobă, ce, cum se numește aia? Stai pe min, Nu i-a plăcut deloc, fetițe, se pare. Da, un chinez, o sabie și o sticlă de șampanie. Asta nu sună prea bine. Hai să vedem ce o să întâmple. Ușurel la mâinile băiatului. Mai are mâini? Le are, mă. Hai, ai fost norocos. Nu-i nimic. Mărire de salariu pentru treaba asta. Și poliția urmărește pe băiatul ăsta cu mașinuță neagră. Și ce se întâmplă? Tirisul se pare că l-a blocat. Nenorocitul de tiris l-a blocat pe om ca să-l prindă poliția. De ce? Țin cu hoțul? Poate pentru că trăiesc în România. Te-ai prins? Cam atât a fost pentru astăzi. Sperăm că v-ați amuzat împreună cu noi și până data viitoare nu uitați să vă abonați la canal.